Deși a trecut campania electorală, aleșii județeni continuă să se saboteze reciproc. În ședința extraordinară a Consiliului Județean Neamț din 16 decembrie, proiectul de hotărâre privind atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiunea gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Salubritate a Unităților Administrativ-Teritoriale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Neamț, zona 3 Târgu Neamț, nu a trecut de votul consilierilor prezenți, ținând cont de faptul că era nevoie de minim 18 voturi pentru ca proiectul să întrunească numărul minim necesar promovării sale. Ori consilierul județean PSD Eduard Corduneanu, acționar al firmei de salubritate Rosal, participant la licitația respectivă, nu a votat proiectul pentru a nu se afla în conflict de interese. La punctul 3 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind atribuirea și încheierea contractului delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Salubritate a Unităților Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Eco Neamț din zona 3, județul Neamț. Rog comisiile să prezinte raport de vizare la acest proiect. Comisia Buget? Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice? Aviz favorabil. Comisia Urbanism Protecție Mediului? Aviz favorabil. Comisia Juridică? În aceeași situație. Indiscutabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Cu 17 voturi pentru domnul Corduneanu. Cu 17 voturi pentru. Hotărârea nu a fost adoptată. Abia întors de la București, președintele Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene, furios că proiectul de atribuire a contractului de gestiune a deșeurilor pentru zona natală Târgu Neamț nu a trecut, a atunat și a fulgerat cu privire la irresponsabilitatea consilierilor liberali. Ionel Arsene a arătat cu degetul înspre consilierii opoziției care pun în pericol un proiect cu finanțare europeană cu valoare de peste 100 de milioane de euro și a atras atenția asupra pericolului de a se intra în infringement, procedură care se referă la sancțiunile de încălcare a unui contract cu finanțare comunitară. Încep prin faptul că cei de la Partidul Național Liberal au început să aibă aceeași atitudine ca atunci când trebuiau să vină să formeze Consiliul Județean Neamț. După palma pe care locuitorii județului Neamț le-au dat-o, Partidul Național Liberal nu mai vine nici la ședințe. Ies cu comunicate de presă în care se fac de râs în fața cetățenilor județului Neamț, spunând că nu sunt mulțumiți de cum au fost repartizați la rectificarea de buget banii pe echilibrare în județul Neamț. Și vreau să le spun, stimaților colegi de la liberali, că repartizarea se face potrivit legii numărul 339 din 2015, după formula pusă la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice. Președintele Consiliului Județean Ionel Arsene a amenințat consilierii din opoziție cu reclamații la DNA și acționarea în judecată a celor 14 consilieri județeni PNL pentru sabotarea unui proiect de interes județean care poate conduce la pierderea unui proiect de 100 de milioane de euro. Și le atrag atenția consilierilor județeni PNL să-i ferească Dumnezeu ca județul Neamț să intre în infringement și să nu mai putem atrage fonduri europene din cauza lor că nu vin să voteze acest contract pe deșeuri. Ne stau 20 ceva de comune în gunoi. Ce vină au cetățenii județului Neamț că sunt ei responsabili? Că vreau unei ca nimeni de la Roma să dea vedetă prin ziare. Am crezut că au înțeles că aici, la Consiliul Județean Neamț, facem administrație pentru cetățeni și nu politică. În caz că se întâmplă ceva cu proiectul ăsta, le atrag atenția că ne vom îndrepta împotriva lor penal, personal,
din toate punctele de vedere. Cei 14 consilieri PNL au remis prese un comunicat prin care susțin că președintele Ionel Arsene se comportă ca un stăpân de moșie, administrând după bunul plac fondurile județului, profitând de majoritatea pe care alianța PSD, PMP și ALDE o au în Consiliul Județean. Aleșii județeni aflați în opoziție atrag atenția conducerii Consiliului Județean că face abuz de ședințe extraordinare, făcând exerciții de imagine și nu de administrație. Ei cer ca proiectele de hotărâre să le fie trimise în timp util pentru a putea fi studiate. Suplimentarea ordinii de zi cu proiecte trebuie să se facă în opinia liberalilor în cazuri justificate de urgență. Ei au explicat în felul acesta de ce nu au participat la ultima ședință de îndată a Consiliului Județean, lipsa lor însemnând un semn de protest față de acțiunile în forță ale președintelui Consiliului Județean Neamț și de desconsiderare permanentă a opoziției. Reamintim faptul că istoria se repetă și că în legislativul anterior, în mandatul defunctului președinte Culuță Tărâță, consilierii județeni PSD au sabotat același proiect mai bine de un an de zile, timp în care groapa de gunoi de la Girov și depozitele de selectare a deșeurilor nu au fost date în folosință. De altfel, cel de la Roman stă nefolosit de mai bine de 2 ani.